Weekendul acesta, susținătorii fotbalului sighetean sunt așteptați din nou la meci. După victoria înregistrată săptămâna trecută, CSM Sighet vrea să facă din nou o figură bună în fața propriilor suporteri. Deși s-au impus cu 3-1 în meciul disputat contra CSM Olimpia Satu Mare, fotbaliștii sigheteni se pregătesc intens de o nouă provocare. De data aceasta vor juca acasă contra echipei ACS Crișul Sânt Andrei, meci din cadrul etapei a 6-a din Liga a 3-a. Partida se va juca sâmbătă 30 septembrie de la ora 17 pe stadionul municipal.